În intervalul 12 iunie, ora 10, 15 iunie, ora 10, cu precădere în regiunile estice, nordice și centrale, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. În cursul săptămânii viitoare, gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat în cea mai mare parte a țării. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj prin avertizări de vreme severă imediată.